Bine v-am regăsit la Studio Politica. Anca Suciu sunt. Este o zi tristă pentru România și sunt prea mici vorbele în fața unei tragedii precum Colectiv. Dar să știți că visăm și noi la o societate întreagă la minte, empatică, corectă. Ne cerem scuze însă pentru că facem prea puțin. Astăzi, președintele a promulgat legea prin care statul decontează pentru tot restul vieții tratamentul supraviețuitorilor. La 5 ani de la Colectiv însă nu s-a ridicat nici măcar un spital de mari arși, nici măcar unul singur. De asemenea, dosarul Colectiv e încă deschis. Sistemul medical respiră tot mai greu și respiră greu și în aceste zile. S-a înregistrat un nou record de infectări cu SARS-CoV-2. Am ajuns la 6546 de cazuri noi. Așa că mare atenție la măsurile de protecție. Purtați mască, e un gest atât de simplu. Vă prezint invitații, doamnelor, domnilor. Corneliu Dobrițoiu, candidat pe PUSL la Camera Deputaților. Bună ziua! Salut, bună, doamnă! În direct cu noi, prin Skype, este și Mircea Titus Dobre, candidat pro-România la Camera Deputaților, din partea pro-România. Bună ziua! Să rămână și mulțumesc pentru invitație. Aș începe cu această întrebare. Încep cu dumneavoastră, fiind în platou, domnule Dobrițoiu. De ce nu avem un spital de mari arși în acești 5 ani de la Colectiv? Doamnă, se pare că la nivel instituțional, birocrația se mișcă foarte încet. Am avut o tragedie, oamenii au zis am scăpat de ea și cu asta basta. Pe de altă parte, ar fi trebuit analizată foarte atent oportunitatea înființării unor astfel de megastructuri spitalicești dedicate numai arșilor, îndauna altora. Deci, dacă strategia Ministerului Sănătății, alocat resurse în alte direcții pentru ca să acopere un spectru mai larg de nevoi medicale, este o problemă. Dar vedeți, nimeni nu vorbește de treaba asta. Deci, vorbeați de empatie. Nu putem să uităm, doamnă, tragediile noastre. Trăim tragedii zi de zi când ne uităm la numărul deceselor. În creștere, din păcate, de la o zi la alta. Problema comunicării este deosebit de deficitară pentru că pe noi, românii, ne interesează ce se întâmplă cu noi. Avem sau nu avem capacitate de a gestiona fenomene pline de tragism? Avem sau nu, determinarea de a gândi strategii, de a gândi planuri, de a proiecta viziuni pentru dezvoltarea unor sisteme? Păi n-avem nici alt, parcă, dacă nu mă înșală memoria, unii își propuneau să dezvolte o salbă de spitale regionale. Ați descoperit vreunul? De aceea și întrebarea, pentru că promisiunea a fost foarte multe și iar ajungem într-o campanie. Și mai un alt aspect, și cu asta nu vreau să monopolizez discuția, este o problemă legată de prioritizarea alocării resurselor și ritmicitatea alocării acestor resurse. Dacă cu permisiunea dumneavoastră, nu sunteți străini de clasa politică, din contră. Sunteți acum într-un partid nou, categoric, dar ați fost prezent și întrebarea mea era de ce nu avem un spital de mari arși. Am înțeles, birocratizarea acestui sistem lipsă de viziune, doamnă. Deci trebuie să spună oamenilor, trebuie să spună lucrurilor pe nume, lipsă de viziune, lipsă de interes. A trecut printr-o dramă care noi credem că nu este repetabilă. Uitați-vă că acum avem în față o altă dramă de dimensiuni biblice. Ferească Dumnezeu să nu avem niște catastrofe din punctul ăsta de vedere. Deja viața ne demonstrează că am fost, modul nostru de a gândi este unul autarhic, am fost bătuți pe toate planurile. Domnule Dobre, dumneavoastră ați fost și ministru în decursul anilor. Deci nici dumneavoastră nu sunteți un personaj străin de zona politică, de clasa politică, de influența politică a ultimilor ani. De ce nu avem un spital de mari arși în România? De la Colectiv și până azi s-au scurs 5 ani de zile. Trebuie subliniat că am fost ministru turismului, nu am fost ministru sănătății. Dar eu aș merge mai departe și trebuie să ne întrebăm dacă sistemul de sănătate este mai bine pregătit astăzi și nu numai doar în domeniul arșilor. În ce măsură ar trebui făcute aceste lucruri, măcar să fie avut niște secții de arși mai bine echipate, dar de fapt nu le avem nici pe acestea. Nu avem o bancă de piele sau avem protocoale funcționale de transfer
Dacă da, de ce mor românii din lipsă de medicamente? Avem la ora actuală o chestiune care cred că este destul de minoră și aici o să vă spun despre ce este vorba. De ce cei cu dublă pneumonie puternic afectați de COVID stau în saloane pline de igrasie și fără căldură? Și exemplele pot continua. Ideea este că trebuie văzut exact ce se întâmplă cu banii. După cum știți, avem foarte mulți bani la Casa de Asigurări de Sănătate, acolo unde nu prea văd o transparență foarte mare. La fel, de altfel, după cum știți, în 2015 a fost aprobat construcția celor trei spitale regionale. Din 2015 până astăzi s-a ridicat, nici măcar nu s-a pus temelia alea din cele trei. Ideea e că nu este vorba doar de spitalul de Arș, este vorba de tot ce înseamnă sistem de sănătate în România și arată că de la an la an sistemul medical, sistemul de sănătate din România este din ce în ce mai problematic. Care este mesajul dumneavoastră în această perioadă în care înregistrăm o nouă zi cu record negativ? Mesajul este că sunt multe semne de întrebare vis-a-vis de tot ceea ce se întâmplă, pentru că în fiecare zi avem aproximativ 100 de oameni care mor și, din păcate, nimeni nu-și asumă această, eu aș spune, tragedie. Pentru că este o tragedie ca zilnic să moară aproximativ 100 de oameni și, de fapt, nimeni să nu fie responsabil pentru ceea ce se întâmplă, mie îmi dă cu semnul întrebării. Și eu cred că, la ora actuală, mi-aduc aminte, vă spun sincer, o să ziceți că sunt subiectiv, dar mi-aduc aminte de ziua de 9 martie, când ne întâlneam la guvern eram chemați, de fapt, invitați la guvern să discutăm despre alegeri anticipate. Și noi spuneam că alegerile acele anticipate nu pot avea loc, deoarece vine o pandemie peste noi. Cei care conduceau și care conduce acum spuneau nu, că trebuie să facem aceste alegeri anticipate. Este ceea ce se întâmplă și astăzi și văd cei care sunt în continuare la guvernare nu și asumă absolut nimic, pentru că au luat decizii doar din rațiuni electorale și nu au luat decizii în urma discuțiilor cu specialiști. Pe de altă parte, puteți fi acuzați chiar ambii politicieni prezenți la studioul politic că sunteți avantajați de amânarea alegerilor parlamentare și că aceasta ar fi rațiunea pentru care solicitați amânarea alegerilor parlamentare. Doamna, eu nici în glumă nu gândesc așa ceva. Păi în situația în care cresc exponențial cazurile de COVID-19, care pun în pericol viața oamenilor, iertați-mă, nu e populism ieftin. Astea sunt realitățile pe care le trăim. Și atunci noi, luptându-ne cu această boală, cu acest virus, noi generăm alte cauze, alte premize pentru a crește rata îmbolnăvirilor. Păi, iertați-mă, dar trăim înseamnă într-o realitate strâmbă, kafkiană. Există și acea parte tehnică, legislativă, a mandatelor aleșilor din Parlament, care ar trebui prelungite. Doamnă, bun, atunci să vedem ce are importanță sau ce primează. Faptul că într-o situație de criză, pentru că trebuie să admitem, suntem într-o situație de criză de securitate. De ce spun asta? Pentru că sănătatea este o componentă a securității naționale. Și Constituția permite amânarea alegerilor într-o situație de criză de securitate. Ce este mai important? Stau și mă întreb și nu vine să cred. Iertați-mă că dau astfel de răspunsuri. Păi mai important este un mandat sau mai important este să oprim, să încercăm să oprim transmiterea acestui virus? Sau să domolim transmiterea acestui virus? Ne jucăm cu un mandat și nu ne pasă de viața oamenilor. Înseamnă că, iertați-mă, suntem într-un alt film. Referitor la redeschiderea școlilor, unde vă poziționați, domnule Dobrițoi? Doamnă, este o mare durere, este o mare, cum să spun, tragedie și cu sistemul acesta de învățământ. Dumneavoastră, care sunteți om de presă și un jurnalist strălucit, aveți cunoștință câte probleme are infrastructura, sistemul educațional din țara asta, în așa fel încât să le oferi șanse egale tuturor copiilor la educație, conform Constituției acesteia.
Nici eu nu știu câte sate sunt care nici măcar nu au rețea de electricitate. Nu mai vorbim de sate, că sunt și orașe aici. Deci, cu alte cuvinte, nici nu are rost să mai vorbim de învățământul online. Că el oricum asigură un minimum de cunoștințe, o angajare școlaricească, mă rog, copiilor, dar într-o dimensiune mult mai mică față de nevoile reale și cele constituționale. Și credeți că soluția mai puțin periculoasă ar fi redeschiderea școlilor și cum să se procedeze? Doamnă, iarăși suntem într-o, uitați-vă, se cască o mare dilemă. Pe de o parte, noi spunem, domnule, închidem școlile ca să securizăm. Ei, așa. Și pe de altă parte ne dădăm cu capul de pereți că vrem neapărat alegeri în aceleași spații. Păi atunci unde suntem cu mintea? Argumentul guvernului... Argumentul, așa, vă rog. Alegerile au fost organizate, sau în urma alegerilor, da, au ajuns la concluzia că au fost organizate în așa manieră încât s-a respectat distanțarea socială, oamenii au purtat mască, da, n-au zăbovit mult foarte în secția de vot, însă în timpul orelor de curs elevii ar sta acolo câteva ore. Asta, doamna, e explicația pe care a oferit-o. Toate aglomerările de oameni, de copii, de populație într-un spațiu închis generează premise serioase pentru infectare, logic. Ori temperaturile sunt în scădere. Credeți că se pot desfășura orele cu geamurile deschise pentru a asigura o ventilație cât de cât a spațiilor de învățământ? Asta dacă nu vor fi probleme cu căldura. Nu va fi probleme cu căldura în spațiile școlare, că și asta se întâmplă. Și vorbim de probleme în București, să nu ne mai gândim acum la localitățile din țară. Ca să nu monopolizăm discuția, domnule Dobre, dumneavoastră cum vedeți această poveste cu redeschiderea școlilor? Asta pleacă de la ceea ce s-a întâmplat în ultimele 8 luni, de la momentul în care a fost declarată pandemia, și aici ne referim strict din luna martie. Uitați-vă, de exemplu, la Franța. Franța, care are 50.000, deci aproximativ de 10 ori mai mulți infectați decât România și, bineînțeles, o populație mult mai mare, totuși în Franța școlile rămân deschise. Dar care e avantajul Franței față de România? Și anume faptul că testează din ce în ce mai mult. Și asta înseamnă că cei care sunt asimptomatici află că sunt infectați și atunci stau acasă și nu mai se elimină acest risc să infecteze și pe alții. Ideea este că școlile trebuie să fie deschise și nu trebuie să fie închise, pentru că nu s-a rezolvat niciun fel de problemă și nimeni nu are niciun fel de studiu în aceste luni de zile de când există această pandemie, că în școală ar exista infecții. Totodată trebuie să subliniem încă un lucru. Gândiți-vă că școlile au fost închise în luna martie, iar până luna august, nimeni, absolut nimeni din guvern, respectiv administrația prezidențială, nu s-au întâlnit să caute soluții. Și au aruncat vina pe administrația publică locală, care într-adevăr are în administrare infrastructura școlară, și administrația publică locală a aruncat vina pe administrația publică centrală, respectiv guvernul, executivul. Nu este normal. Trebuiau așezați, trebuiau aceste discuții să aibă loc din luna aprilie, hai să spunem mai, că vedeau totuși ce se întâmplă cu această pandemie, epidemie, și atunci cred că se găseau soluții. Dar până luna august, când au avut două întâlniri la Palatul Cotroceni, nu a discutat nimeni despre sistemul de educație din România. Și printre primii care au vorbit despre închiderea școlilor și a și trecut la fapte că vorbim de autoritățile locale, a fost primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. De îndată ce n-a mai fost primar și este candidat acum din partea Partidului Social Democrat pentru Senatul României, pentru un loc în Senatul României, Gabriela Firea ne spune că ar trebui deschise școlile. Cum vedeți dumneavoastră această abordare a Gabrielei Firea? Bine, abordarea doamnei Gabriela Firea de fiecare dată este duplicitară. Și nu stau acum să comentez ceea ce a zis dânsa, că probabil dânsa spune într-un mod electoral toată această declarație. Noi v-am spus și noi pro-România, inclusiv și Victor Ponta, a spus fiecare dată că școlile trebuie să fie deschise, să cadă acest sistem online, pentru că nu învață nimic. Și asta vă pot spune și eu în calitatea mea de părinte. Am copilul la gimnaziu, la o școală de stat, și pot să vă spun că este un fel de bătaie de joc sistemul online de învățământ. Ba o săptămână cu o săptămână, ba două săptămâni cu două săptămâni.
Ok, și atunci cei care sunt și stau alea 2 săptămâni la școală n-ar avea acest risc de îmbolnăvire? Haideți să fim serioși. Nu problema este în școală sau că se duc la școală. Problema este faptul că nu testăm, încă nu avem o capacitate mare de testare și nu știm cine este bolnav și cine nu este bolnav. Și mai e un lucru grav, că testarea nu rezolvă, deci e doar o jumătate a adevărului. Problema este că după testări trebuie să făcute analize epidemiologice pentru a identifica contactii persoanelor care sunt purtători de virus și în felul acesta să intri pe lanț și să oprești transmisia virusului. Altfel, testez, aflu că un număr de oameni a fost contaminat, așa și la revedere, ne vedem de treabă. Ni s-a alăturat discuției și Lucian Viziteu, este acum primar al Bacăului din partea USR Plus. Bună ziua! Bună ziua! Referitor la această discuție acum, încă nu știm cum se va încheia, pentru că numărul de infectări e în continuare mare. În București, primarul capitalei Nicuș Ordan a spus că școlile rămân închise până când incidența rămâne la 3%. Dacă scade, se vor deschide. Cum se întâmplă în Bacău? Cum reușiți? Și care e poziția dumneavoastră referitor la acest aspect? Deci în Bacău, Comitetul Județean pentru Situații de Urgențe a hotărât zilele trecute să mai prelungească încă 2 săptămâni închiderea școlilor. Este regretabil faptul că nu am fost nici măcar informat despre această ședință unde au luat această decizie. Momentan finalizez diligența juridică pentru a vedea cadrul legal în care se iau aceste decizii, pentru a lua măsurile care consider că se impun. Datele statistice ne arată că, deși școlile în Bacău sunt închise de 3 săptămâni, numărul cazurilor nu doar a scăzut, ci a crescut. Mai mult, nu există, din ce am găsit până acum, niciun studiu la nivel național sau internațional care să arate o cauzalitate între rata infectărilor și deținerea deschisă a școlilor. Altfel zis, nu este nimeni care să poată să demonstreze infectările se întâmplă în școală. Iar de aceste decizii care s-au luat, cel puțin în cadrul Comitetului Județean de Situații de Urgență, n-au, din cunoștințele mele, pentru că nu m-au invitat acolo să-mi spun opinia ca reprezentant al celor 160.000 de cetățeni din municipiul Bacău care suferă în urma acestor măsuri, nu știu să fie existat niciun fel de cuantificare a impactului lor acestor măsuri, dincolo de efectul epidemiologic. Astfel spus, nu știu dacă există cineva care să ne spună dacă a măsurat câți oameni au avut probleme grave sau poate chiar și-au pierdut viața pentru că nu au primit ajutor medical la timp și ce se întâmplă cu educația copiilor care stau acasă și știm foarte bine că educația online încă nu funcționează suficient. Înțeleg că nu sunteți de aceeași opinie cu Comitetul Municipal. Considerați dumneavoastră că școlile trebuie redeschise, să înțeleg? Și de când? Care ar fi varianta? Cu siguranță. Aș dori ca școlile să fie redeschise de luni. Am finalizat, luni cred că vom avea finalizat o estimare completă pentru a termina să dotăm școlile cu elementele necesare de siguranță și distanțare, conform ordinului comun de Ministrul Sănătății și Ministrul Educației. Indiferent dacă le vom termina într-o săptămână sau două, eu cred că școlile ar trebui deschise pentru că acolo se respectă măsurile. Copiii stau cu mască, profesorii stau cu mască. Există posibilitatea ca să se facă mai multe teste, ca să fie izolați acei copii care sunt, care prezintă simptome? Există posibilitatea, aveți posibilitățile financiare astfel încât să asigurați testarea contactilor de asemenea? Da, am avut discuții cu DSP, nivelul de testări care se întâmplă în municipiul Bacău m-au asigurat că este suficient pentru a putea acoperi și a depista rapid toate cazurile. Mai mult, școlile fac un triaj epidemiologic prin care vor selecta cei care sunt suspecți de a fi purtătorii acestui virus. Astfel, cred că există toate condițiile necesare ca toți copiii care doresc să poată merge la școală și să fie acolo în siguranță. Mai sunt 3 minute din emisiune și aș vrea să discutăm puțin despre un ultim sondaj realizat la comanda Europa FM. E vorba de un sondaj IMARS care arată că față de luna septembrie, e un sondaj comandat pentru luna octombrie, USR Plus înregistrează o creștere de 3%. A ajuns la un procent de 20,4%, foarte aproape de scorul PSD de 21,7%.
PNL rămâne în fruntea clasamentului privind opțiunea de vot a românilor, dar liberalii pierd 2% față de luna septembrie. Partidul lui Victor Ponta nu crește, nu scade, rămâne la 1,9%. ALDE e sondat separat și ar fi votat de 2,5% dintre români. Însă, între timp, aceste partide au fuzionat, știm bine. Potrivit barometrului Europa FM, trec pragul electoral cei de la UDMR, 5,1%, la limită PMP cu 4,8%. Ce putem remarca? Dacă acesta ar fi rezultatul alegerilor parlamentare, PNL împreună cu USR Plus ar putea forma împreună un guvern. Au puțin peste 50% plus 1 din voturi. Vedeți și fișa tehnică a sondajului de opinie. Vreau un tur așa de platou, de Skype, pentru un comentariu referitor la acest lucru. Domnul Corneliu Dobrițoiu. Doamna, eu cred că aceste rezultate respectă fidel probabil interesele angajatorului, cel care a comandat acest sondaj. Pentru că, vedeți, se întâmplă lucruri. Oamenii arată cu degetul niște vinovați, se plâng că nu se iau măsuri suficiente, sunt bâlbe grave de comunicare în ceea ce privește protecția populației. Deci nu, eu nu văd de unde ar apărea creșterea Partidului Național Liberal, asta pe de-o parte. Pe au de altă parte, o scădere de 2%, sunt în fruntea clasamentului însă. Pe de altă parte, nefiind social-democrat, totuși stau și mă întreb cum Dumnezeu a fost posibil o scădere dramatică de aproape 10% față de votul politic de la alegerile locale la nivelul PSD-ului. Adică se joacă cineva cu cifrele. Un minut mai avem, vă rog, domnilor. Titus Dobre? Mircea Titus Dobre? Este un sondaj care, oricum ca și alte sondaje, ne-au dat acest scor. Eu cred că în realitate avem mult mai mult, pentru că s-a văzut că și la locale ne dădeau mulți că nu vom intra în administrația publică locală, dar de fapt am luat un scor care a contat foarte mult și asta ne-a adus foarte mulți aleși locali. Și bineînțeles că vom face următoarea perioadă să prezentăm și programul nostru de guvernare, în așa fel încât să le arătăm cetățenilor ce trebuie făcut în anul 2021. Lucian Viziteu, guvernul următor va fi format doar din PNL și USR? Mai mult ca sigur. Vom avea un guvern de dreapta pentru 4 ani de zile care va arăta că se poate construi împreună pentru o Românie mai bună și chiar într-un context epidemiologic excepțional. Mulțumesc tare mult pentru prezența la studioul Politic. Aceasta a fost ediția de astăzi. Vă reamintesc informația momentului. Un puternic cutremur de magnitudine de 7 a lovit Grecia și Turcia în urmă cu puțin timp. Situația cea mai gravă este în Izmir, unde mai multe clădiri s-au prăbușit. Oamenii au ieșit panicați pe străzi. Televiziunea greacă a vorbit despre un mini-tsunami. Apa a invadat străzile din zona falezei. Nu se știe încă numărul victimelor. În imobilele prăbușite se aflau mulți oameni. Urmează Jurnal Economic acum cu Ligia Munteanu. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem săptămâna viitoare.